Aș dori cu permisiunea frăților voastre să mă împărtășesc bucuria de astăzi. În primul rând, țin să mulțumesc Bunului Dumnezeu și să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru Sfânta Dumnezeiască Liturghie de astăzi, pentru soborul care l-a rânduit Maicuța Domnului să slujim împreună părinții rugători astăzi. Să-i mulțumesc Bunul Dumnezeu pentru prezența fraților voastre. Cum bine spunea Părintele Dumitru în cuvântul rostit nouă tuturor, dumneavoastră sunteți florile din grădina Maicii Domnului, iar eu am un cuvânt, dumneavoastră sunteți podoaba bisericii. Este zi mare binecuvântată pentru poporul nostru creștin. Sărbătorilor, unul din marile praznici al Maicii lui Dumnezeu. Buna vestire! Care iată, Maicuța Domnului va blagoslovi pașii astăzi, fiind prezenți la cină, la Sfânta Dumnezeiască Liturghie, cu micul mare. Alții va blagoslovi Maica Domnului la distanță mai mare, venind tocmai din Borșa, Maramureș, din Dulcea Bucovina și chiar două tocare din Serbia care trebuie să apară să se închine la Maica Domnului, la icoana Făcătoare de Minuni. Am rămas foarte plăcut impresionat de o doamnă care am înțeles că părinții sunt români sau mama, a voit să poposească de aseară și astă noapte singură din cele două tocare la mănăstirea Hadembu, auzind de ziua aceasta importantă a Maicii Domnului și, în ultimul rând, un gest nobel care l-a făcut, urmărindu-ne deseori ceea ce dă fratele Constantin Ciofu, tocmai de acolo, din Serbia, să-mi aducă o floare și să îmi transmită și din partea celorlalți care vin rare ori din Serbia, dar vin către icoana Făcătoare de Minuni. Și m-a impresionat foarte mult, iată că singura din cei 100, și-a dorit să vină să mă felicite și să-mi spună ca Maicuța Domnului să-mi ajute în continuare să propovăduiesc Cuvântul Dumnezeu. Mulțumesc, stimată Doamnă! Și, în ultimul rând, bucuria mea de astăzi, în afară de această mare binecuvântată zi, care o cinstim de altfel cu toții, pe Maicuța Domnului, în această sfântă dumnezească zi, nu numai cu prezența, cu trăirea, cu credința. Și să nu uităm, fiecare dintre noi, fiecare zi trecută din viața noastră, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc Maicii lui Dumnezeu pentru cei 33 de ani, adică prima liturghie, trebuie să reamintesc, întorcând ani înapoi, cum am apărut eu acum 33 de ani de Buna Vestire, n-aș dori să repet ceea ce am găsit atunci, cum am săvârșit o liturghia. Trecură ani, de la 26 de ani până la 33 de ani de Hadembu. Astăzi îi mulțumesc Maicii Domnului că m-a învrednicit. Cum bine spunea Părinte Arhidiacon, Maica Domnului a blagoslovit locul acesta atât de frumos, încât a binecuvântat să fie așa cum este astăzi. Dintr-o ruină, nu putem spune un loc a nimănui care a fost părăsit 33 de ani. Maica Domnului a fost mai tot timpul prezentă aici, mă refer la monumentul istoric,
unde a străjuit atât de frumos cetatea, anii care au fost părăsite, prezența Maicii lui Dumnezeu a fost mai tot timpul, mă refer prin icoana făcătoare de minuni, care am găsit-o de altfel în monumentul istoric. Așa cum arăta locul și bisericuța, monument, având comoara mărgăritarul, icoana făcătoare de minuni, care puțin știau poate, doar din cei în vârstă, și nu se slujea liturghie deloc, un loc părăsit. Iată, astăzi, cu credință vie în Dumnezeu, vă spun că și mă rog tot timpul, chiar și de alții, de fii mei duhovnicii să se roage pentru mine, să-mi ajungă ani, să-i pot mulțumi mai și Domnului pentru darul revărsat în cei 33 de ani asupra acestui sfânt așezământ monahal. N-ar trebui să vă plictisesc prea mult, despre sine nu prea bine îți vorbesc eu, a trebuit să las faptele să vorbească, ci să-i mulțumesc Maicii Domnului că existați și să mulțumesc grupului din Borșa, care vin an de an în această binecuvântată zi de bună vestire, dar nu numai ca să mă bucure pe mine, vin cu evlavie, cu râvnă, cu credință. Le spuneam aseară în cuvântul de învățătură, le-am spus mult mai multe lor. Am zis că azi nu-i cazul, să nu prea plictisim pe alții. Au rămas și vor rămâne în istoria mănăstirii Hadâmbu. Dumnealor au scos o monografie cu atusul moldovenesc. De când Dumnezeu i-a blagoslovit Paștii să cunoască această mănăstire, iată că sunt de mai tot timpul prezenți din cele 7-8 autocare care le spuneam eu, la surorile care le mai văd în biserică, care le mai cunosc, care m-am îmbătrânit împreună, va veni timpul când o să rămâneți din 7-8 autocare doar câțiva și câteva. Important este că vă văd că ați îmbătrânit frumos și aveți credință în Dumnezeu și evlavie către Maica Domnului și nu vă uitați la cale, drum lung la cât vă porniți, rânduiala frumoasă a gospodinului din Borșa, când apare în ajunul sărbătorii, este să stea la priveghere și apoi să se roage pentru cei răposați, făcând un parastas, un praznic, dând acolo prinoase și hrană în numele celor răposați, stând la masă toată suflarea, apoi venind noaptea, mezi de noapte la utrenie, și iată și astăzi prezenți la Sfânta Dumnezească Liturghie, dar și îi vedem an de an la drumul Crucii pe 14 septembrie sau la hramul, unul dintre hramuri, 8 septembrie, la Măicuța Domnului. Trebuie să recunosc că îmi sunteți dragi, cum bine spunea Părintele Dumitru. Îmi place la frățile voastre că aveți portul acesta sacru, care nu-l lăsați. Eu m-am trezit de mic copil cu portul național. Aveam un unchi bătrân, fratele lui tata, Năsăleti, care îmbra național și la munca câmpului, la cosit, la prășit. Avea costum național de timpul săptămânii și costum național de biserică. Iar cei tineri se căsătoreau tot în național. Și unii dintre ei, cei răposați, se îmbracă tot în național. Avem și mai puțin în Moldova, dar și în Bucovina foarte mulți. Și iată că vedem astăzi aceste gospodine cum se mândresc cu portul național din zona în care provin. Felicitări, surorilor! Să vă dea Maica Domnului să îmbătrâniți-l așa frumos cum vedem și noi astăzi. Și vă mulțumesc că existați, nu numai dumneavoastră, tuturor. Vă mulțumesc că iubiți așa mult locul ăsta. Atât timp cât o iubiți Măicuța Domnului și ați primit deseori daruri de bine
și tămăduire de bolturi pe sufletești, cu siguranță veniți cu același gând curat, să și mulțumiți, nu doar să cereți Maicii lui Dumnezeu. Apoi îi mulțumesc Maicii Domnului pentru a doua obștie, în afară de obștia mea dragă și destoinică, mică, a doua obștie fiii mei duhovnicești, care nu ușor le-a fost crucea alături de mine. Bine, în 33 de ani mi-a luat din cruce. Sunt unii din cei care spovedesc de 33 de ani, care chiar au o vechime de când sunt eu aici. Prima zi, a doua zi, la o stămână, au apărut aici să mă ajute și să mă ridice, să mă încurajeze, să rezist, să fiu statornic. Și iată, cu credința rugăciunea lor, cu sudoarea frunții dumnealor, am rezistat și am ridicat această frumoasă sehăstrie, care a fost doar o ruină. Nu-mi vine să cred la vârsta mea, când dată mai am și eu, cum zice Bucoviana, mai am o țâră și fac 59 de ani. Pe 29 aprilie fac 59 de ani și da ce repede trece timpul și a trecut timpul, mă simt așa de istovit și îmbătrânit. Cel mai important lucru ar fi pentru mine să îmbătrânesc și eu ca dumneavoastră frumos în continuare, să vă pot fi util. Atât pentru frațile voastre, cât și pentru cei sărmani. Că măicuța Domnului, care am iubit-o de mic copil, când am avut o durere sau ne-a ajuns, am mers la Maica Domnului, icoana Păcătoarei, și am primit. Am primit daruri, cum spunea bine Părintele Teofan, mare duhovnic al mănăstirii Cetăția. Atâtea daruri să strimită Maica Domnului, așa în locul la pustiu, când mi-am pus o întrebare cu ce, unde am să dorm, ce am să fac. De o să te uiți sus, jos, în stânga, în dreapta, de unde vin aceste daruri? E bine, acum nu v-aș dori să vă spun eu cum era prima zi a mea de liturghie cu trei oameni în curtea mănăstirii. Și cântatul păstrilor la Sfânta Liturghie, unde nu puteam să răstesc o ictenie. Dar, puțină credința mea, prin credincioșilor dragi, care m-au susținut, și mi-au devenit și ucenici, am rezistat. Bine, acum să nu vă temeți, frați și surori, fii și fiice duhovnicești, că o să vă mai prelungesc mandatul de ctitor. Oare ce mai face părintele ăsta, că cred că am fi de ajuns, tot îmi spune unii ce. Părinte, mai aveți vreun gând? Nu. Nu, că nu mai am pământ, cum să mai fac? Și apoi râd unii cu alții, așa e? De-aș putea eu, fac și eu că ăla, să răbăruiesc ce am făcut în 33 de ani. Acum, timpul și vremea este să fiu alături de dumneavoastră și ce sărmani. De mila Maicii Domnului, când mai văruim, când mai punem acolo un gard, asta e altceva. Dar s-a încheiat ceea ce a fost mai greu, adâmbul, și cu blagoslovenia Maicii lui Dumnezeu, a înzestat locul ăsta cu lucruri foarte frumoase. Dumneavoastră spuneți, nu eu, ticălosul, un conzerai. Iar Maramureșene, așa îl numește pe adâmbul, atusul moldovenesc. Așa auzi pe maramureșenii noștri. Mă plec în fața frăților voastre, mulțumindu-vă că m-ați susținut și m-ați răbdat în anii grei de muncă și șantier, care a fost zi noapte șantiere. Și în ultimul rând, încă o dată, către fiii mei și fiicei mei duhovnicești, vă sărut mâinile tuturor, și la fiice și la fii, pentru că m-ați încurajat, pentru că
mi-ați ajutat să duc crucea. Chiar dacă v-a fost greu. Unii chiar au împrumutat un bănuț ca să facă, să mă ajute să pot face ceea ce am cerut. În încheiere vreau să vă mulțumesc încă o dată și vă dau prosti că existați, să vă dea măicuța scumpă tot darul divin care este viața și sănătatea. Să vă puteți căuta de suflet. Și cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să urez la mulți ani pentru fiii mei duhovnicești, dar nu în ultimul rând pentru cea mai mare, pentru cei mai mari titori din fiii duhovnicești, familia Postârnac, care nu prea le este drag să tot îi amintim, dar n-ai cum să nu amintești așa om, așa ființă, care ne hrănește cu pâine de ani de zile. Distinsa doamnă ingineră Viorica, care împlinește o frumoasă vârstă. Nu o să o întreb ce vârstă, fiindcă dumneavoastră, doamne, mai greu spuneți ce vârstă împliniți. Așa că o las pe doamna Viorica să îmbătrânească în continuare frumos și să o întreb mai târziu, după câțiva ani, ce vârstă are. Doamna Viorica, vă doresc din inima mea, din sufletul meu, de părinte duhovnic, care vă sunt de peste 25 de ani, la mulți frumoși, binecuvântați ani, cum bine spunea Părintele Dumitru, să vă bucurați, să creșteți frumos nepoții, să-i vedeți crescând frumos, să îmbătrâniți frumos, că de mila lui Dumnezeu ați dovedit că sunteți niște creștini model. Și dacă nu cercăm la Măicuța Domnului, rog să vă prăjnicească Măicuța Domnului anii la ambii, la amândoi, la domnul inginer și dumneavoastră, care nu ar vrea să trăiască foarte mult, dar este mâna lui Dumnezeu. Fiecare cât vă rând Dumnezeu vă face popas mai scurs sau mai lung. Mulțumim, vă da prost încă o dată. Doamna Viorica și domnul primar emerit, astăzi o să vă ofere masa în numele Maicii Domnului. Știți bine că nu se face pentru cei răposați, deși azi este sâmbăta morților, ar fi trebuit să fie. Noi am pomenit la utrenie, mezi de noapte și așa, iar azi facem doar pentru sănătate, fiind praznic împărătesc. Doamna Verica vă invită și vă roagă să luați parte la masă. Este prima dezlegare în postul acesta, de fapt sunt două dezlegări, de florii și astăzi. Vă invită la o bucățică de pește, să vedeți cât e bun, după 4 săptămâni de post, care a ținut cu adevărat post, și cât e binecuvântat o masă când am servit la mănăstire. Aș dori să vă reamintesc săptămâna viitoare, începând de luni, încep cele 3 săptămâni de pregătire pentru învierea lui Hristos. Cum începem cele 3 săptămâni când începem postul mare? Săptămâna normală, săptămâna cu har și din nou săptămâna albă. Acum începem de săptămâna viitoare de luni, cele 3 săptămâni pentru pregătire pentru Sfânta Înviere. Atunci cum ne pregătim sufletește? Miercurea viitoare, denia canonului mare. Cei care v-ați făcut cu adevărat canonul mare în mănăstire cu noi, începând din seara până joi, îl veți face de nou într-o singură slujbă cu tot cu utrenie, la ora 17 seara, la ora 5, va începe denia canonului mare. Fără să mai repetăm utrenia de miezul nopții, fiindcă facem utrenia odată cu canonul mare. Apoi, acatistul bunevestit, denia acatistul bunevestit, vineri în viitoare. Tot la ora 17, la ora 5 după amiază, fără utrenia de miezul nopții. Apoi intrăm într-o săptămână normală a doua, în Duminica Floriilor, iar ultima săptămână, în fiecare zi, denie. Duminică, de mila Maicii Domnului și cu ajutorul Dumnezeu, avem taina Sfântului Maslu, la ora 17, data aceasta la 5, săvârșită de către preasfințitul Părinte Episcop Nichifor Botoșeneanu. Și apoi denia, în fiecare zi, fără slujbe de miezul nopții. Așa se vor repeta ultima săptămână a patimilor, în Joia Mare,
Cele 12 Evanghelii rostite aici, sau ne vom muta sus în catedrală, vom parcurge drumul crucii, cum facem în fiecare an, în Joia Mare, după citirea celor 12 Evanghelii, vom începe cele 12 Evanghelii denia la ora 14, la ora 2, ca să putem reuși să parcurgem drumul crucii. Vinerea Mare, la ora 5, prohodul și tot așa cu darul Dumnezeu să ne ajute, Bunul Dumnezeu, să ne bucurăm de învierea lui Hristos. Amin.